Ceremonie solemnă pe faleza cazinoului din Constanța după terminarea slujbei la Catedrala Sfinților Apostol Petru și Pavel. Arhiepiscopul Tomisului a coborât în mijlocul mulțimii, iar în urma lui, carele trase de boi au adus apa sfințită. Bodur și Boandi sunt doi dintre boii ce au fost aduși de stăpân tocmai din județul Brașov ca să tragă unul dintre carele umplute cu apă sfințită. Am venit să conducem boii, să putem face tradiția mai departe cum se face la români. Și cum a fost? A fost cu minți? A fost cu minți, a fost bine, am venit cu ea, am adus cu un tir și a fost fain și îmi place, n-am fost niciodată. E foarte frumos, boii sunt ai noștri, da, de 8 ani. Sunt de când era copii mici. Le-a spus și niște nume, ce vreau? Da, acela de cea are Bodor și ăsta de Hoidia are Boandi. După sfințirea apei, a venit rândul celor curajoși să se arunce după cruce în apa aproape înghețată. Arhiepiscopul a coborât pe scările din apropierea cazinoului, iar apoi, de pe o embarcațiune, a aruncat în apă 3 cruci. 10 scafandre și 4 oameni fără nicio pregătire s-au încumetat să sară în apa rece. Unul dintre ei care a reușit să prindă o cruce este Adrian, un năvodărean în vârstă de 31 de ani. Este a doua oră, m-a așteptat acum 4 ani. Prima dată când primesc crucea? Prima dată când primesc crucea, sper în ultima. Ce vrei să-ți aduc anul ăsta? Multă sănătate mie, familiei, părinților, prietenei și tuturor. Cum a fost senzația când ai sărbătorit? O senzație udă. A fost ok. Rece. Rece. De sărbătoarea botezului Domnului se spune că toate apele se sfințesc. Este apa vieții, aghiazma cea mare. Și marea și pământul s-au sfințit astăzi cu aghiazma cea mare. Și sufletele noastre trebuie să se sfințească și să simțim cu toții bucuria bobotezei. Bobotează este cu daruri bogate, cu daruri multe, toate darurile Sfântului Duh intră în apa astăzi. De aceea să luăm această apă sfințită până pe 14, să ne sfințim cu toții. Se sfințește firea întreagă din prejurul nostru. Slujba și ceremonia s-au încheiat aproape de ora 14, iar aproximativ 5.000 de constanțeni au asistat la eveniment alături de autoritățile locale.